Vom efectua exercițiul 4 de la Lucrăm din manual, pagina 88. Figuri împărțite în două triunghiuri. Să ia un dreptunghi cu lungimea de 4 cm. Trasăm o lungime. Trasăm cealaltă lățime de 2 cm. Trasăm și a doua lungime, pornind de la punctul 0 la punctul 4, 4 cm. Și, în sfârșit, a doua lățime, din punctul 0 la punctul 2, 2 cm. Și acum, problema ne cere să împărțim acest dreptunghi în două triunghiuri. Vom trasa o diagonală. Aranjăm liniar un colțul din stânga sus și din colțul din dreapta jos și trasăm o diagonală. Vom obține un triunghi și al doilea triunghi. În sfârșit, pentru exercițiul B, unde ni se cere să trasăm 3 triunghiuri, vom trasa un dreptunghi mai lung, de 6 cm, marcăm punctul 0 și punctul 6, trasăm lungimea orizontală, da? Notăm 6 cm, trasăm și lățimea de 2 cm, punem liniarul la punctul 0 la punctul 2, trasăm o lățime. Trasăm cealaltă lungime, punem liniarul la punctul 0 la punctul 6, marcăm punctul 0, marcăm punctul 6, punem mâna stângă la mijloc să nu ne fugă liniarul, trasăm și a doua lungime care are tot 6 cm și în sfârșit trasăm a patra latură, lățimea de 2 cm, din punctul 0 la punctul 2, 2 cm. Pentru a obține 3 triunghiuri, măsurăm astfel încât să identificăm mijlocul lungimii. Lungimea fiind de 6 cm, mijlocul este la 3 cm. Bun? Luăm un creion colorat ca să fie mai deosebit și primul triunghi îl obținem unind colțul din stânga cu mijlocul lungimii. Primul triunghi și mijlocul lungimii de sus cu colțul din dreapta jos. Și avem 1, 2, 3 triunghiuri. Pentru punctul C vom realiza o figură care să fie împărțită în 4 triunghiuri. Pentru că avem mai mult spațiu pe pagină, vom trasa de data aceasta un dreptunghi cu lungimea de 8 cm. Marcăm punctul 0, marcăm punctul 8, trasăm prima lungime. Da? Notăm aici 8 cm. Lățimea o vom face de data aceasta de 4 cm. Marcăm punctul 0, punctul 4. 4 cm. A doua lungime de 8 cm, punctul 0, punctul 8. Și în sfârșit finalizăm dreptunghiul cu o lățime de 4 cm.
La acest dreptunghi vom proceda la fel ca și la dreptunghiul precedent. Marcăm jumătatea dreptunghiului, de data aceasta lungimea fiind de 8 cm, jumătatea este la 4. Și acum, la fel ca și din coace, trasăm prima linie între colțul din stânga și jumătatea lungimii de sus. Acum vom trasa a doua linie ca să obținem al doilea triunghi perpendicular, o linie verticală din mijlocul lungimii de sus în mijlocul lungimii de jos, practic un fel de axă de simetrie a dreptunghiului. Și ca să avem un al treilea triunghi, vom trasa iarăși o linie oblică, o diagonală a pătratului obținut în partea dreaptă, din mijlocul lungimii de jos spre colțul din dreapta sus. Da? Și avem în figură un triunghi, al doilea triunghi, al treilea triunghi și al patrulea triunghi. Ca temă, vă rog să-mi desenați patru dreptunghiuri din acestea și să le împărțiți astfel încât să obțineți și voi triunghiuri, după cum aveți voi plăcere. Vă mulțumesc!